Iubiți credincioși, în această zi, după cum citim în Sinaxar, se sărbătorește Sfântul Duh. Și a scrie în Sinaxar, în această zi, în luna Rusalilor, prăznuim pe însuși Preasfântul de viață, Făcătorul și întru tot puternicul Duh, unul din treime Dumnezeu, Cel de o cinstire, de o ființă și de o slavă cu Tatăl și cu Fiul. În Biserica Ortodoxă Română, plecând de la această sărbătorire a Sfântului Duh, s-a rânduit acest praznic în cinstea Preasfintei Treimi. Desigur, despre Preasfânta Treime, cel mai bine ar fi să vorbească Sfinții Bisericii, fiindcă este o taină cu totul de nepătruns pentru noi, oamenii de rând. Ne bazăm, atunci când vorbim despre dogma Sfintei Treimi, despre învățătura Sfintei Treimi, ne bazăm atât pe experiențele care le-au avut Sfinții atunci când se rugau, când îl căutau pe Dumnezeu, ne bazăm de asemenea și pe mărturiile din Sfânta Scriptură. Învățătura despre Sfânta Treime, ca și faptul că Domnul nostru Iisus Hristos a avut fire omenească și fire dumnezeiască, aceste două învățături alcătuiesc specificul creștinismului în comparație cu celelalte religii, celelalte credințe. Desigur, pe noi, Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan ne învață că Dumnezeu este iubire. Dar iubirea se manifestă atunci când sunt mai multe persoane. Și de aceea Dumnezeu ne-a descoperit câte puțin din felul în care există dumnezeirea. Și știm că Biserica a formulat învățătura despre Sfânta Treime, a zis că există o singură ființă și trei persoane. S-au făcut de-a lungul timpului diverse comparații pentru cât de cât a ne familiariza cu învățătura despre Sfânta Treime. Una din comparații se spune că precum arborele are rădăcină, tulpină și coroană, dar este un singur arbore, tot așa avem o singură ființă, dar trei persoane în sânul Sfintei Treimi. Frați creștini, tot marii teologi ai Bisericii, marii sfinți ai Bisericii, spun că în Sfânta Treime persoanele se întrepătrund, se înconjoară reciproc, locuind una într-alta. Desigur, sunt lucruri foarte înalte pentru noi. Pentru noi este bine să reținem un lucru destul de simplu, și anume că învățătura despre Sfânta Treime ne arată că Dumnezeu este iubire. Și atunci când omul trăiește în adevărata iubire, se împărtășește din viața Sfintei Treimi. Și cum să dobândim adevărata iubire? Fiindcă, vedeți, se vorbește foarte mult astăzi despre iubire. Dar poate să fie și o iubire amăgitoare, care credem noi că este iubire, dar, de fapt, este o promovare a patimilor. Însă adevărata iubire se dobândește prin participarea la Sfintele Taine, printr-o împreună lucrare cu Dumnezeu, care este iubire. Biserica se spune de altfel că este prelungirea vieții Sfintei, prelungirea Sfintei Treimi în această viață pământească. Adică dacă noi reușim să ne împărtășim din harul Sfintelor Taine, dobândim și noi această iubire, putem să ne apropiem cu smerenie și credință de Dumnezeu. Nu ne putem apropia de Dumnezeu cu o minte trufașă.
să-L coborâm pe Dumnezeu la mintea noastră trufașă. Dimpotrivă, trebuie să facem invers, să ne zmerim mintea noastră trufașă pentru a lăsa harul Preasfintei Treimi să intre în inima și în sufletul nostru, pentru a fi și noi părtași la viața Sfintei Treimi. Iubirea, de fapt, iubiți credincioși, ne învață Sfinții Bisericii, este cea mai puternică, cea mai mare lege a Universului. Repet însă, iubirea adevărată, nu iubirea falsă, care se propune astăzi și printr-o parte a mass mediei și care mai rău încurcă pe oameni decât să-i facă să-și dea seama ce este cu această lume. Vă spuneam că atunci când vorbim despre învățăturile, despre dogmele Bisericii, noi ne bazăm îndeosebi pe experiența Sfinților. Este foarte important acest lucru. Când Biserica, îndeosebi prin sinoadele ecumenice, a alcătuit dogmele importante ale învățăturii ortodoxe, ea s-a bazat pe aceste experiențe ale Sfinților. Iată, de exemplu, ce spune Sfântul Grigorie de Nazianz, care este considerat un teolog al Sfintei Treimi. Deci sunt lucruri din trăire, să nu încercăm acum să avem așa o vedere logică, raționalistă asupra ceea ce spun Sfinții. Ceea ce spun ei, îi spun din trăire. Spune Sfântul Grigorie de Nazianz: nici nu am început să cuget la unitatea Sfintei Treimi și Treimea mă și scaldă în slava sa. Nici nu am început să cuget la Treime și unitatea mă cuprinde din nou. Sfântul Vasile cel Mare spune că Duhul Sfânt este nedespărțit de Tatăl și de Fiul. Și atunci când noi ducem o viață întru Duhul Sfânt, adică atunci când suntem fii ai luminii, cum s-a spus în Apostolul de astăzi, deci când ducem o viață, ne străduim să ducem o viață curată întru Duhul Sfânt, spune Sfântul Vasile cel Mare că ne facem părtași Sfintei Treimi. În Noul Testament, frați creștini, găsim multe mărturii despre învățătura Sfintei Treimi. Chiar la episodul acesta foarte cunoscut al Bunei Vestiri, care îl găsim în capitolul 1 din Sfânta Evanghelie după Luca, îngerul îi spune Maicii Domnului: Duhul Sfânt se va pogorâ peste tine. Iată, deci vorbește de Duhul Sfânt. După aia, puterea celui preanalt te va umbri. Vorbește adică de Dumnezeu Tatăl. Pentru aceasta și Sfântul care se va naște din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema. Iată, deci vorbește și de Fiul lui Dumnezeu. Prin urmare, la Buna Vestire, la acest moment avem o mărturie despre Sfânta Treime. O mărturie foarte cunoscută despre Sfânta Treime o găsim la botezul Domnului, când se aude glasul Tatălui care mărturisește despre Fiul Său cel iubit. Fiul, adică Domnul Iisus Hristos, este Cel care primește botezul, iar Duhul Sfânt se arată în chip de porumbel. O altă mărturie găsim la finalul Evangheliei după Matei, cunoscutele versete: mergând, învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Un alt verset foarte semnificativ, care se găsește chiar în Apostolul ce s-a citit astăzi, este din Epistola 1 către Ioan. Spune: trei sunt care mărturisesc în cer, Tatăl, Cuvântul, Sfântul Duh, și aceștia trei una sunt. Un ultim exemplu din Noul Testament, sunt desigur mult mai multe, este din Epistola a doua către Corinteni, din capitolul 13, în care Sfântul Pavel spune: Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl
și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți. Recunoașteți, desigur, acestea sunt cuvintele pe care le rostește preotul după crez când vă binecuvintează pe dumneavoastră, pe credincioși, cu Sfânta Cruce. Iată această binecuvântare în numele Treimii deschide partea tainică a Sfintei Liturghii. Urmează anaforaua liturgică, adică partea din Sfânta Liturghie în care găsim acest moment culminant al prefacerii pâinii și vinului în trupul și sângele lui Hristos. Și preotul spune de sute și sute de ani, spune episcopii și preoții Bisericii Ortodoxe, Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți. Adică să rămână harul pe care îl avem dobândit din Sfintele Taine. Ne întărește această binecuvântare să nu pierdem acest har, să nu amorțească acest har prin lenea și prin păcatele noastre. Și vedeți că fiecare persoană a Sfintei Treimi, despre fiecare persoană se spune câte ceva, se spune mai întâi Harul Domnului nostru Iisus Hristos. Deci în legătură cu persoana Fiului se vorbește despre har, cum găsim și în Sfânta Evanghelie după Ioan în capitolul 1, se spune că harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. După aceea se spune dragostea lui Dumnezeu Tatăl, deci în legătură cu Tatăl se vorbește despre iubire, cum găsim de asemenea în Sfânta Evanghelie după Ioan. Într-atât a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Său cel unul născut l-a dat pentru ca tot cel care crede în trânsul să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Se mai spune de asemenea în această binecuvântare și împărtășirea Sfântului Duh sau părtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți. Iată, atunci când suntem părtași, când suntem în comuniune cu Sfântul Duh, dobândim roadele Sfântului Duh despre care vorbește Sfântul Apostol Pavel. Care sunt aceste roade? Deci dacă nu vedem aceste roade în viața noastră, înseamnă că nu prea avem o viață într-un Duhul Sfânt. Iată care sunt roadele. Iubirea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătate, credincioșia, facerea de bine, blândețea, înfrânarea și curăția. Frați creștini, Sfântul Grigorie de Nisa ne spune că fiecare binecuvântare și har pe care le primim de la Dumnezeu, fiecare putere, lumină și bucurie, pace și slavă, pleacă de la Dumnezeu Tatăl, coboară-L prin Fiul și Cuvântul și se sfârșește într-un Duhul Sfânt. Iată o altă mărturie venită din trăirea Sfinților care nu poate fi înțeleasă cu mintea noastră obișnuită. Tocmai vedeți învățătura despre Sfânta Treime, cum spunea Sfântul Serafim de Sarov, este ceva cu totul deosebit și normal ar trebui să ne apropiem cu multă smerenie, cu multă pregătire de această dogmă a Sfintei Treimi. În Patericul Sfântului Munte Athos este un caz foarte interesant cu un părinte Danil care trăia cu putere binecuvântarea Sfintei Treimi și care se spune că aproape 60 de ani a slujit aproape zilnic Sfânta Liturghie și vrea să slujească îndeosebi liturghia Sfântului Vasile cel Mare, care se știe că este mai lungă, se săvârșește doar de 10 ori pe an, însă el o săvârșea de mai multe ori și stătea multe ore slujind Sfânta Liturghie. De ce? Fiindcă el trăia fiecare cuvânt al Sfintei Liturghii. Noi ne-am obișnuit așa să le facem cum le facem, dar iată că marii sfinți erau foarte atenți
la cuvintele dumnezeieștii liturghii, se spune că se oprea, fiindcă plângea foarte mult când sluja Sfânta Liturghie într-o peșteră. Și prin acești sfinți, Dumnezeu ține lumea, care trăiesc binecuvântările Sfintei Treimi în profunzime și trăiesc Sfânta Liturghie. Binecuvântarea aceasta treimică, care v-am spus-o, de după crez, este apostolică. Și mulțimi nenumărate de preoți și episcopi au rostit-o de multe ori și au săvârșit minuni prin această binecuvântare, așa cum se consemnează în sinaxare și în paterice. Frați creștini, după ce preotul binecuvintează, spune lucrul acesta, sus să avem inimile. Ați văzut când înalță crucea spre bolta bisericii și spune sus să avem inimile. Adică inimile noastre să le dăruim Sfintei Treimi. Fiindcă urmează prefacerea darurilor în trupul și sângele lui Hristos, această taină înfricoșătoare. După aceea, preotul se întoarce spre icoana Mântuitorului, spune să mulțumim Domnului, iar strana răspunde, credincioșii răspund, cu o cântare tot cu, în cinstea Sfintei Treimi. Se cântă cu vrednicie și cu dreptate este a ne închina Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, treimii celei de o ființă și nedespărțite. Iubiți credincioși, v-am prezentat pe scurt câteva învățături, câteva cuvinte de folos despre dogma Sfintei Treimi. Cum spune Părintele Stăniloae, aceste învățături despre Sfânta Treime reprezintă un minim pentru înțelegere, dat fiind abisalul infinit al dumnezeirii. De aceea, iubiți credincioși, în această zi, să citim Acatistul Sfintei Treimi și să spunem cu toții binecunoscuta rugăciunea Sfântului Ioanichie. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă ție!